Bună ziua, dragi ascultători și ascultătoare! Bine v-am regăsit! Sunt Natalia Junghietu și vă invităm să audiați o nouă serie a podcastului 560, unde vorbim cu oamenii ai căror fapte inspiră și care, într-o anumită măsură, se implică în dezvoltarea și promovarea orașului Ungheni. 560! Un podcast realizat de echipa publicației Expressul. Invitatul de astăzi este Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni de peste 30 de ani. Are o experiență bogată în spate, mai mult din jumătate de viață și-a dedicat-o cercetării și promovării orașului Ungheni. Are un vis, la care lucrează de ani buni, să editeze o monografie a orașului. Dacă ar fi să o ia de la început, spune că tot istoria ar face, tot muzeografie, tot cercetare. De ce istorie, de ce cercetare, ascultați în podcastul 560. Inițial am dorit să fiu profesor de sport, dar problema este că am stat prost cam cu matematica și acolo trebuia să dai un examen la matematică. Și atunci am spus că o să trebuiască să mă direcționez spre altceva. Istoria, însă, a fost unicul obiect care l-am învățat foarte bine, foarte ușor. Eu nu am fost un elev bun. Am fost un elev mediu, chiar poate unele privințe mai puțin de mediu. În schimb, istoria am învățat-o doar pe nota 5. Mi s-a dat ușor. Probabil din faptul că am avut un profesor bun la început. Aș face istorie și muzeografie. Pot să fac cercetare, pentru asta cred că am fost dat pe fața Pământului de Dumnezeu și pot face muzeografie. La asta mă pricep. Dar după ce ați finalizat studiile, v-ați întors la Ungheni, ați practicat meseria de pedagog. Am susținut teza pe nota 10, cum ar fi acum, și am fost printre 3 persoane care am fost îndreptați la doctorat, imediat după facultate. Și am vrut să fac doctoratul la Institutul de Istorie, dar au dat o lege atunci, în 1989, pentru ca să rămâi în Chișinău, să-ți faci înscriere, să lucrezi, ai nevoie de înscriere și era necesar să plătești o sumă de 14.000 de ruble. Erau bani fantastici pentru atunci. Nu i-am avut acei bani și am venit acasă. Acasă, sigur că trebuia să lucrez profesor. Am venit la direcția de învățământ. Era pe atunci domnul Chibriga Andrei, care mi-a fost profesor de istorie la școală. Și a decis să mă trimită dintr-o dată director la Năpădeni. Eu mi-am spus că eu trebuie să lucrez întâi cel puțin vreo 5 ani ca să ajung director. Nu cunosc subtilitățile directoriei. La care el s-a supărat și a spus că atâta timp cât eu voi fi aici, tu profesor în școală, nu o să lucrez. Și am, bine, nu lucrez de profesor, plec în altă parte. Și atunci m-am adresat la ziar. La ziarul octombrie pe atunci, domnul Păslaru, recrutarul domnul Păslaru, și am trecut o perioadă de încercare. Ați gustat și din pâinea de jurnalist. Da, da. Și am lucrat în secția de tineret. Pe atunci, secția de consomolului se numea. Am lucrat, cred că, o jumătate de an. Interesantă chestiunea de ziaristică, profesia de ziaristică, dar te solicită foarte mult. Mi-aduc aminte că toată ziua, nu erau telefoane ca acum, mergeam prin tot raionul. Strângeam subiect și toată noaptea scriam. Dormeam o oră, două, spre dimineață și dimineața trebuia să pui materialul pe masă. Și odată, mai interesant caz a fost că s-a îmbolnăvit sau n-a putut ieși la lucru redactorul ziarului, corectorul, și m-a lăsat pe mine. Și eu, care nu eram ziarist de profesie, și iată, numărul cel probabil este în arhivă, am să-l caut la arhivă. Ziarul cel și plin de greșele. Of, Doamne, țin minte că am avut o morală bună. Dar am trecut peste asta și am avut subiecte bune, chiar mi-a plăcut. Și s-a eliberat aici o funcție de muzeograf. Era directorul domnul Bădulică, Gheorghe, a Centrului de Cultură și Culti, sau Centrului de Cultură din orașul Ungheni. Am adresat la el și a spus că da, avem un loc liber la muzeu. Și am venit. Și am lucrat, am început să lucrez aici ca muzeograf. La care director, din cauza că
domnul director, fost director, și-a dat demisie. Și atunci, eu fiind unicul, eram doi. Atunci muzeul avea 4 unități doar. Eu fiind, după director, cel care aveam studii speciale. Am angajat aici și am început să... Am luat traista în băț și aparatul de fotografia și am început scolind satele. Pe atunci, iată acum descoper multe lucruri, jurnale și pelicule, fotografii făcute atunci. Le descoper, pur și simplu chiar le găsesc pentru prima oară. Lucruri foarte bune. Și câteodată regret faptul că nu am continuat în stilul acela perseverent, constant. Pentru că am început-o în forță. Am început-o în forță să cercetez localitățile, bibliotecile și arhivele. Și la un moment dat a survenit criza aceasta grea, când a dispărut și lumina și căldura de pe aici și din toată, din tot oraș și toată Republica, și a trebuit să ne căutăm și alte surse de existență. Atunci iarăși la ziar am înființat un ziar Flux de Ungheni. Și am lucrat și la ziarul acela și a fost destul de interesant și acolo. Dar iarăși destul de solicitant. Mie îmi venea foarte greu lucrul ăsta pentru că nu eram de specialitate. Exista o responsabilitate mare. Presa te responsabilizează. Aveți peste 30 de ani de când sunteți directorul muzeului. Cum s-a schimbat muzeul de atunci și până acum? Muzeul care l-am văzut eu pentru prima dată când am venit în Ungheni, după primul document de atestare, am găsit în Biserica Nevski. În Biserica Nevski era expoziția muzeului. Muzeul a fost organizat în anul 1967, iată acum el împlinește 55 de ani, și deschis în Biserica Nevski. Vroia în Ungheni să se deschide două muzee în genere, unul la Dănățeni în biserică și unul aici, pentru că bisericile s-au închis și oamenii luptau pentru ca să fie redeschisă. Și atunci oficialitățile comuniste au găsit o soluție. Facem muzeu ca să scăpăm de biserică. Iată așa, într-un fel, muzeele au scăpat bisericile. Și au înființat acest muzeu în 57. Și sigur că el a apărut ca un instrument de manipulare, de ideologizare a autorităților locale, partid de aici, din Ungheni. Pentru că expozițiile sale în preponderent erau ideologice, cu placate, cu diferite, Marele Război pentru Apărarea Patriei. Eu când am venit prima dată, am găsit în altarul Bisericii Nevski stătea o mitralieră. Noi avem și astăzi la muzeu. Această mitralieră stătea cu țava îndreptată spre ușă în altarul Bisericii și cabinetul directorului în altarul Bisericii. Așa am văzut eu muzeul prima dată. Când am venit la aici să mă angajez, muzeul deja 98. Nu în 90, în 88 a fost mutat aici pentru că biserica s-a retrocedat. În aceste sele aici trebuia să fie o bibliotecă pentru copii orășănească, dar fericirea muzeului a fost că nu s-a organizat biblioteca și a dat acest spațiu temporar prin ordin, în chirie într-un fel. Și când am venit am găsit perete doar tablouri cu Marea Revoluție Socialistă din octombrie și Marele Război pentru Apărarea Patriei. Toate aceste sele erau pline cu aceste tablouri și diferite ghiulele, puști, puse pe sub pereți, așa. Deci asta era tot muzeul. Și atunci am spus că trebuie să scăpăm de lucrurile astea. Trebuie să... Muzeul trebuie să educe altceva. Schimbăm mentalitatea comunității astea. Și am strâns tot și am început să mergem prin sate, să adunăm exponate care ne reprezintă ca neam. Covoare, prosoape, tot artă tradițională în lemn, istoria noastră. Am plecat la Peterborough și am adus documentele astea. Deci asta a fost începutul. Și am început încetişor, încetişor, la început foarte sărac, foarte stângaci, până am reușit să creăm o colecție bunișoară. Acum ne apropiem, iată, de cifra de 10-11.000 de piese de muzeu valoroasă. Și am ascuns mitraliera care stătea acolo. Am spus că copiii deja nu trebuie să o mai vadă. Ca zilele astea, iată, acum două săptămâni, se întâmplă că vreo 3 persoane deja din generația asta noastră veche să vină să întrebe de mitraliera și să aibă pretenții de ce noi expunem. Pentru că ea este istoria noastră și ea
educ dragostea față de patrie și așa mai departe. Și încercăm să le explicăm, oameni buni, ăsta este altceva. Scopul expoziției actuale a muzeului este să educe prin cultură, prin ceea ce are mai frumos locul ăsta. Nu mitraliera ne caracterizează pe noi, și nu boamele și nu ghiulelele. Cultura. Poporul nostru a făcut cultură. Și frumoasă cultură, interesantă cultură. Și trebuie să o arătăm lumii și să educăm noile generații în seama acestei culturi. Specialiștii în domeniu spun că Muzeul de Istorie din Ungheni este organizat după toate cerințele. Reișind din posibilitățile noastre financiare, materiale, noi nu am atins încă niște standarde înalte, nici pe aproape încă. Sigur că în comparație cu alte muzee din regiune, din provincie, noi arătăm ceva mai binișor. Un aspect profesional, expoziția organizată strict, riguros, și activitatea noastră este organizată conform unor cerințe riguroase de muzeografie și cercetare în domeniu. În felul ăsta noi încercăm să ne păstrăm pentru cei ce noi suntem organizați, dați aici, reișind din obligațiile noastre. Aici ne lovim de o altă problemă. De fapt, cum este la noi aici în Basarabia concepută muzeografia, muzeul ca tare. Mulți cred că au muzeu atunci când au adunat o serie de piese vechi și le-au expus acolo cum au putut, într-o cameră acolo sau într-un spațiu, și spun că asta este muzeu. Și încep a trâmbița că noi promovăm și suntem cei mai cei mei. Nu, muzeul este altceva. Muzeul este și el o știință, se bazează pe diferite metodologii de organizare. Atâta expozițiile, a cercetării, în toate aspectele sale de activitate. Și atât noi încercăm să cât de cât să corespundem acestor cerințe. În primul rând, activitatea științifică, pe care noi, într-adevăr, aici, după muzeile naționale, noi suntem următorii. Avem o revistă științifică foarte bună, care, iată, acum o să iasă al șaptea număr. Și organizarea expoziției, care trebuie să fie clară, limpede și bine organizată estetic. Aici reieșim din faptul că mergem și noi la colegii noștri și vedem ce vedem și nu vrem să fim asemănători, pentru că este rușine să lucrezi, de exemplu, 30 de ani și să nu poți organiza o expoziție cât de cât bine organizată estetic și metodologic. Dar avem foarte mult de lucrat. Atât alocările bugetare pentru muzeu sunt foarte mici. Dar noi ne stăruim să, cu mijloace puține, să facem lucruri, în primul rând, eficiente, să fim eficienți. Partea slabă a muzeului este că fluctuația specialiștilor și, doi, numărul de activități puține. Dar activitățile nouă, și aici suntem conștienți că este un minus al muzeului, dar activitățile nouă ne iau banii, ne iau resursele. Noi avem nevoie de resurse pentru patrimoniu, pentru menținerea acestui patrimoniu, pentru cercetare, și nu ne putem, din puținul ăsta care îl drămuim, atunci preferăm mai mult să îmbogățim patrimoniu și să-l putem păstra, să creăm condiții de păstrare, decât să facem o activitate care peste două zile se uită. Sunteți un promotor înflăcărat al valorilor și tradițiilor locale. De unde s-a transmis această dragoste pentru tot ceea ce ține de cultură, tradiții și valori? Mai degrabă nu s-a transmis, cred că am însușit lucrul ăsta pe parcurs la facultate, după care a urmat repartizarea aici la Ungheni ca profesor de istorie și în urma unor circunstanțe care s-au perindat prin anii 89-90, am ajuns să fiu angajat al muzeului din Ungheni, între pereții căruia am căutat tot mai mult să pătrund în istoria acestor locuri și, bineînțeles, în tradițiile localităților noastre, după care, citind foarte mult, studiind, adaptând cunoștințele la realitățile locului, am îndrăgit, să spun, această specialitate, această profesie de istoric, etnograf. Așa cum a cerut-o
calificarea mea de muzeograf la început al instituției respective și apoi director al muzeului. Sigur că nu am avut o școală specială în acest domeniu în anii 90, chiar în anii 80, când făceau studiile, tradițiile, istoria adevărată a românilor era oarecum dosită, consă, dar am avut îndrăzneala în anul 2, atunci când se repartizau la facultate temele, subiectele pentru lucrările de curs, apoi pentru tezele de absolvire, să-mi iau ca subiect de cercetare istoria orașului Ungheni. Și atât de acolo a început toate căutările. Am venit aici la Ungheni căutând surse pentru documentare. Nu am găsit nimic, inclusiv la muzeu. Tot ce a putut atunci domnul director Gheorghe Negru pe atunci să-mi pună mâna a fost primul document de atestare a orașului Ungheni, 20 august 1462, de la Ștefan cel Mare. Și atunci, văzând această penurie de informații, am zis că eu trebuie să fac mai mult. Și am început drumurile și căutările pe la biblioteci, arhive și, evident, la sursele primare prin sate. Deci ați dedicat mai mult din viața dumneavoastră cercetării sau studierii orașului Ungheni. Totuși, ce vă determină să continuați și acum, pentru că sunteți în permanent căutare, descoperire, cercetare? Este un subiect care eu cred că niciodată nu va lua sfârșit cercetarea lui. Este un subiect foarte interesant. În genere, istoria localităților aici în Basarabia, după anii 90, a căpătat o amploare mare, pot spune, un interes deosebit și atunci când cercetez, dai seama că cunoști puțin și apar noi și noi surse. Ba într-o bibliotecă, ba într-o arhivă pe care trebuie să le găsești, să le analizezi și să le poți oferi publicului. Înțeles că acest subiect nu se va termina pentru mine niciodată și iată că deja sunt 30 de ani de când lucrez aici la muzeu și îmi dedic viața mai mult subiectului cercetării istoriei orașului Ungheni. Pot spune că încă nu sunt nici pe departe la sfârșit. Și se sizez că, sau conștientizez că de mult orașul Ungheni merită o monografie serioasă dedicată trecutului, prezentului său, dar încă nu sunt mulțumit de ceea ce am la moment de surse și de informații. Planificați totuși pe viitor să editați o carte dedicată Ungheni? Sigur, asta este de fapt scopul vieții mele, să încununez această activitate a mea cu o monografie a orașului Ungheni științifică, așa cum o cere cercetarea și sper totuși că în timp apropiat acest lucru va fi în sfârșit pus la punct și vom putea să aducem în fața cititorului această lucrare care este, după cum am spus, visul vieții mele. Ați vorbit mai devreme despre primul document de atestare a orașului Ungheni pe care vi l-a oferit fostul director de muzeu. Deci documentul referitor privind prima atestare documentară a orașului Ungheni a fost publicat încă în sursele clasice a istoricilor, arhiviști de la începutul secolului 20. Ioan Bogdan, Mihai Costăchescu, apoi au venit alte surse, inclusiv aici în Republica Moldova, o sursă foarte serioasă, Moldova în epoca feudalismului, acolo se conține acest document și acesta mi-a fost oferit pentru prima dată, mi s-a pus în mână de către regretatul director Gheorghe Negru, dar eu am vrut să văd documentul în original. În sursele pe care eu le-am cercetat, în prima sursă, a lui Mihai Costăchescu, editată pare mi se pe la 1914, se spunea că documentul original se află în proprietatea sau în păstrarea proprietarului moșiei Ungheni ruși, așa se spunea atunci. Unghenilor noștri erau ungheni români partea cealaltă și ungheni ruși li se spunea, deci din Basarabia, Mihai Buznea. După care, într-o sursă deja contemporană, documenta română istorică, editată prin anii 70,
documentul a fost republicat și acolo se menționa că originalul documentului se află în Biblioteca Publică Saltkov-Shchedrin din Sankt Petersburg. Iată, acest lucru m-a mirat, m-a pus pe gânduri, din ce cauză, mi-a pus întrebarea din ce cauză un document vechi moldovenesc și mai ales care se referă la începuturile ungherilor se află într-o bibliotecă străină în Rusia, pe atunci fiind încă un stat, și mi-am pus ca scop să mă duc să-l cercetez, să-l văd cu ochii mei, să-l pipăi. Și am mers acolo, am mers în anul 1990 cu amicul meu Dumitru Verdeanu, care locuia pe atunci în Petersburg. Ne-am dus ambii la Biblioteca Saltkov-Shchedrin, astăzi Biblioteca Națională a Rusiei din Petersburg. Am găsit, norocul mi-a fost că am dat nu doar peste documentul acesta, dar am dat peste o colecție întreagă de documente medievale referitoare la istoria orașului Ungheni. Asta m-a uimit foarte mult și de atunci am considerat că atât eu cât și orașul suntem norocoși că avem o colecție întreagă de documente medievale care în genere se găsesc foarte rar și se păstrează într-un loc anume, fapt care ne permite să studiem integral istoria orașului din cele mai vechi timpuri. Și ați descoperit până la urmă misterul de ce un document care aparține ungheniului se află într-o bibliotecă din Rusia. Da, asta m-a, chiar atunci, la fața locului, m-a incitat. Am început să pun întrebări celor care erau responsabili de aceste documente și am găsit sursele acolo, peripețiilor tuturor prin care au trecut aceste documente. Și iată, referitor la primul document, într-o sursă se scrie că în anul 1923, pare mi se, în această bibliotecă a avut loc un incendiu mare, în urma căruia au ars foarte multe cărți și documente originale foarte valoroase. Și au scăpat doar foarte puține. Și printre aceste documente a scăpat și documentul nostru de la 1462. Asta a fost pentru mine o surpriză foarte mare și desigur cu o mare plăcere, o satisfacție. Am primit documentul la mână, l-am văzut, l-am pipăit, am stabilit o legătură așa sentimentală cu epoca respectivă și inclusiv cu marele voivod Ștefan cel Mare. Acolo stă atârnată pecetea lui, documentul pe pergament, l-am fotografiat, bineînțeles, și pe care au rămas și celelalte documente. Am aflat și istoria lor, faptul că acest proprietar al moșiei, Mihai Buznea, a moșiei Ungheni, o familie care a stăpânit Ungheniu începând cu prima jumătate a secolului XIX și până la 1917, aceste documente se transmiteau prin moștenire ca dovada a proprietății asupra acestui pământ, asupra localității, asupra satului pe atunci. Și iată el, Mihai Buznea, a decedat prin anul 1914, dar fiind căsătorit cu o rusoaică de acolo din Sankt Petersburg și având o fiică, Ecaterina, după decesul taicălui, ea a vândut moșia și a plecat acolo. Și le-a vândut bibliotecii pentru 140 de ruble, bani buni pentru atunci. Și el îi se păstrează acolo. Am comandat, sigur, că să mi se execute niște fotocopii. La început mi s-a refuzat, dat fiind că deja eram într-un proces de dezmembrare a Uniunii Sovietice și chiar mi s-a spus atunci de către responsabilii care gestionează această colecție că deja nu mai suntem un stat, noi mergem deja pe căi diferite și iată aceste lucruri cam... Și atunci m-am supărat și am venit acasă. Am venit fără nimic, dar la vreo lună am primit un document prin care m-au științat că ei sunt gata să facă copiile acestor documente și să ne le expedieze și le-au făcut gratis. Atunci am rămas totuși foarte plăcut, surprins și m-a convins că totuși oamenii de cultură, oamenii de artă, de ce
indiferent de naționalitate, până la urmă se pot înțelege. Le avem în copii, așa cum le-au trimis ei aici la muzeu, o parte sunt păstrate în depozitul muzeului, o parte sunt expuse. Cu împlinirea a 560 de ani ai orașului Ungheni, ați postat pe rețele crâmpeie din istoria formării orașului. Ne puteți povesti pe scurt această istorie? Foarte scurt, eu consider că Ungheni este o localitate norocoasă. Din ce cauză? Ar fi putut fi în situația sa câteva localități din această zonă. Sculeniu, Dănuțeniu și mai la sud, Buzduganii de astăzi, pe acolo, pe atunci era o localitate tuturora, prin care se preconiza să se construiască vămi pentru a traversa Prutul și Hotarul. Anul 1812 este la mijloc. Satul Ungheni, un sat mic, cu nimic mai dezvoltat decât alte sate, nimic absolut. Când au venit rușii aici, au cerceptat tradițiile noastre, locurile, din punct de vedere geografic, pentru a-și putea înfăptui planurile sale strategice aici la Hotar. Și căutau unde să-și instaleze vama și alte locuri pentru dezlocarea pichetelor de grăniceri. Ungheniu nici într-un document nu era vizat. Erau vizate aproape toate localitățile din zonă, Zagarancea, iarăși Sculeniu, Dănuțeniu, Valea Mare încolo în sud. Ungheniu nu figura nici într-un document ca localitate preferențială pentru careva planuri pentru noua putere de atunci, imperială. Abia la mijlocul secolului XIX, când lucrurile încep să se precipite, în anul 1856 are loc sfârșit războiul Crimeei. Rusia a suferit acolo înfrângere și a înțeles că pe veche nu se mai poate administra acest stat și și-a pus scopul de a face drumuri, inclusiv a construit căi ferate. Aceste căi ferate trebuia să înțeseze tot imperiul și printre aceste locuri, Basarabia, în această zonă, Basarabia juca un rol important, pentru că trebuia să facă legătura cu Imperiul Austro-Ungar și cu partea aceasta de sud, cu Balcanii. Și s-au făcut planuri. Primele planuri au fost Sculeniu, pe urmă urma să fie Dănuțeniu, după care aș mai la sud, încolo, pe moșia satului Valea Mare, trebuia să treacă această cale ferată. Și boierii duceau între proprietarii moșiilor, duceau o bătălie extraordinară, acerbă, pentru că ei intuiau că pe acolo, dacă va trece, pe acolo până va trece această cale ferată, va oferi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor și a localității. Dar și boierul de aici, Buznea, Constantin Buznea, tatăl lui Mihai Buznea, ultimul boier, fiind foarte abil, a înțeles și s-a încadrat în această luptă și până la urmă a reușit. A reușit să tragă încoace acest proiect. Sigur că este contribuția sa, dar eu aici mai întrebăt și aspectul geografic al locului. Atunci când s-au făcut aceste proiecte, pentru a ajunge la Sculeni, era mai complicat de la Cornești. De asemenea, pentru a ajunge în partea de sud a Unghiinului, erau nevoie de a fi realizate lucrări mari de amenajare a teritoriului, a locului. Iar spre Ungheni, dacă privim astăzi, acest toluc care vine de la Cornești spre Ungheni, era o posibilitate foarte facilă de a trasa calea ferată pe aici, în locul acesta. Și iată, aceste două premise s-au conjugat, s-au completat una pe alta, aspectul geografic al locului și dorința aceasta a boierului, a proprietarului Unghienului de atunci, de a atrage pe moșia sa calea ferată. Până la urmă s-a pus și problema mutării încoace a centrului de Voloste, un fel de centru raional pe atunci. Înființării s-a realizat o reformă administrativă după 1868 și centrul de Voloste până atunci era dislocat la Unțește și se discuta. Trebuie să aducem încoace mai aproape de vamă, mai aproape de cale ferată, centrul de Voloste.
și s-a început iarăși concursul. Foarte mult a dorit iarăși boierul Constantin Moruzi de la Dănuțeni, era un boier foarte puternic, un amic personal al țarului, care putea orice să rezolve. Dar atunci când s-a pus problema dezlocării instituțiilor, Constantin Moruzi de la Dănuțeni, fiind mai lacom, mai zgârcit, a oferit doar locul, iar Buznea a oferit și edificiile, gratis. Și atunci foarte ușor instituțiile administrative de la Unțești s-au mutat la Ungheni. Și în felul acesta Ungheniu a devenit centru administrativ și centru economic al regiunii. Într-un fel, am spus, s-au conjugat un șir de premize care au dus până la urmă la transformarea fostului sătuc. Un sătuc foarte mic, era, dacă facem o comparație cu Dănuțeni, era un sat de vreo 4-5 ori mai mic. Dănuțeni avea vreo 2000 de locuitori la sfârșitul sau a doua jumătate a secolului XIX, când Ungheniu avea vreo 200 doar. Și iată ce a putut să facă aceste premize care au jucat un rol foarte, foarte important în alegerea sau preferințele, conjugarea preferințelor administrației de pe atunci imperiale spre Ungheni. Din punctul dumneavoastră de vedere, prin ce se deosebește orașul Ungheni de alte orașe din Republica Moldova? Orașul Ungheni a fost și în perioada sovietică ceva preferabil pentru regimul de atunci. Și unional și republican. Pentru că după ce țarinul l-a transformat în centru administrativ de voloste, când au venit sovieticii în 1940, în luna august, i-au acordat imediat centru raional și statutul de oraș. Și imediat au dezlocat aici trupe armate, deci l-au transformat într-un loc strategic, dat fiind faptul că exista cale ferată. Și din punctul ăsta a fost preferat. Aici au venit mari investiții. Foarte rapid după război s-au concentrat investițiile. Numărul locuitorilor a crescut rapid. Dacă în timpul războiului Ungheniu avea circa 4.000 de locuitori, pe la 1950 deja avea 16.000 de locuitori. Deci de 4 ori au crescut numărul populației. Și evident așezarea aici la hotar, știind că atunci în perioada sovietică am avut un regim care într-un fel dorea să arate celor din exterior că viața totuși în fostul Imperiu Sovietic este una prosperă și avută, au dorit ca să investească în Ungheni, să-l transforme într-un fel într-un oraș model, pentru că aici veneau străini, în primul rând. L-a transformat într-un fel de cheie de intrare sau poartă de intrare în partea de sud-vest a Imperiului. Și iată, reieșind din acest postulat de intrare sau poartă de vest a Imperiului Sovietic, au făcut ca să localitatea să se bucure de atenția autorităților imperiale, sovietice și țariste. Aici au venit pe rând cei mai mari ștabi ai Uniunii Sovietice. Doar pare Stalin n-a fost pe aici. Pe aici a trecut tot Imperiul. Brejnev, Kosygin, toți au trecut pe aici. Și când treceau pe aici, bineînțeles, deși era o întrecere, lăsa ceva, localitatea lăsa o amprentă în amintirile lor. De exemplu, Brejnev, când a fost în anul 1971, după ce a plecat de aici, încoace au început să vină mari investiții. Și atât în 1972, într-adevăr, orașul îi se acordă statutul de municipiu, într-un fel, sau atunci se mai spunea oraș de semnificație republicană, fapt care îi acorda o autonomie foarte mare și un buget, niște alocații de la buget central deosebit de mari. Și atunci orașul a început să crească, să se construiască masiv. Iată, începând cu anul 1972, orașul se transformă într-un oraș modern. Deci eu vreau să facă, de fapt, așa cum stipulează și documentele, într-un oraș model. Nu doar pentru cei din afară, dar și pentru cei din interiorul Imperiului. Și au început și au încercat să construiască mult și modern, dar totuși amprenta timpului și-a pus
etc., pentru că, deși bani erau, dar posibilități nu existau economice. Nu existau specialiști și nu existau resurse tehnice. De exemplu, planurile pe care le-am urbanistice, pe care le-am cercetat detaliat, erau niște planuri excepționale. Dacă aceste planuri ar fi fost realizate, orașul Ungheni la momentul actual putea concura cu orașul Chișinău după frumusețe. Niște edificii extraordinare, cu 16 etaje, un centru fabulos. Acum, putem vorbi de Ungheni drept un oraș model? Eu sunt întotdeauna încerc să fiu rațional în această problemă. Trebuie să fim conștienți că deja Ungheni nu mai trăiește perioada lui de vârf. Perioada de vârf a orașului Ungheni a fost anii, începând cu anii 70 până în anul 1000, până prin anii 85, când atunci s-a construit masiv și s-a dezvoltat. Și întreprinderile economice și resursele umane și arhitectura orașului. După 90, orașul a început să decadă, reieșind din criza prin care noi am trecut și noi, deși se fac eforturi și se dorește ca localitatea să se dezvolte în ascendență, totuși crizele prin care noi am trecut și trecem, ele își spun cuvântul. Dar, totodată, trebuie să fim realiști și să ne uităm că ce se mai face și în jur. Și când mergem la Cahul, de exemplu, vedem și acolo se construiește masiv și orașul se schimbă extraordinar. Sau chiar la Călăraș, dacă mergem. Și vedem că și acolo se fac lucruri foarte frumoase, lucruri care câteodată chiar ne fac invidioși. Dar asta este. Dezvoltarea orașului și are calea lui firească și cred că noi mai mult acum trebuie să ne concentrăm pe o dezvoltare rațională a localității. Pentru că și trebuie să reieșim din greșelile care s-au făcut în trecut. Dacă privim istoria localității în perioada sovietică, noi continuăm, de fapt, să mergem, să călcăm pe aceeași greblă. Foarte mult s-a investit în centru și foarte puțin la periferii. Și cred că ar fi timp și ar fi corect ca și locuitorii periferiei să se bucure de aceleași condiții ca și cei din centru. Aminte și ei plătesc aceleași impozite și cred că cei care vor veni de acum încolo ar trebui să-și pună în scop ca să dezvolte și periferiile localității. Putem de vorbi despre un oraș modern doar dacă are și periferii dezvoltate. Dar dacă investim doar în centru, asta nu vorbește despre nimic. Centru trebuie să fie frumos, dar trebuie să cheltuirea acestor resurse pentru centru trebuie să raționalizate. Eu, de exemplu, mai mult m-aș axa pe o dezvoltare culturală a centrului, cu edificii arhitectural, estetic, bine chipzuite, cu străzi, cu spații de odihnă, verzi, cu spații verzi, cu străzi pietonale. Ungheniu de mult trebuie să aibă, așa și în planurile anilor 60, încă 70, erau prevăzute străzi pietonale. De exemplu, strada Mihai Eminescu era prevăzută să fie bulevard pietonal. Iată că suntem în 2022 și acest deziderat încă nu s-a întâmplat și nici nu se întrevede, pentru că dacă privim centrul actual al orașului, este enervant, mai ales din punct de vedere al concentrării mijloacelor de transport. Dacă analizăm în general, în scopul acesta sovieticilor de a construi un oraș model, putem spune că pe aici au trecut cu buldozerul 100%. Tot ce a fost vechi s-a dărâmat și s-a construit nou. Și în Ungheni, practic, nu există moștenire istorică. Nu există centru istoric. Cum credeți, ce locuri din oraș trebuie și merită să fie descoperite, redescoperite și promovate? Ungheniul are cam puține. Am vorbit că aici s-a trecut cu buldozerul și s-a cam dărâmat totul. Din ce s-a mai păstrat este gara feroviară, care este într-adevăr valoare istoric și arhitecturală, gara veche. Iată, în privința acestui edificiu se poate lucra foarte mult. Un obiectiv turistic foarte important și el trebuie investit pentru a crea acolo un muzeu, poate, pentru că acolo am spus că au trecut foarte multe personalități. Eminescu, am spus,
personalități mai contemporane, de cultură, de a unor state. Deci acolo poate fi organizat un muzeu, dar însăși arhitectura este interesantă și atractivă pentru turiști. Deci asta în primul rând ar trebui să fie. Biserica Nevski, asta al doilea obiectiv, muzeul, după care poate fi fabrica de ceramică, dar care am înțeles că este într-o stare deplorabilă, cu ea trebuie să fie de lucrat proprietarul pentru a fi transformată într-un obiectiv de atracție turistică, fabrica de covoare și cred că la Dănuțeni. Acolo avem biserica, dar nu biserica ca atare, avem cavoul acestei mari personalități, Constantin Morozi, care a avut fiul acesta mare scriitor român, Dumitru Constantin Morozi, care este înmormântat acolo, o mare personalitate și în jurul căruia se poate construie o poveste interesantă și, desigur, că mai putem promova arhitectura sovietică care s-a păstrat în Ungheni. Mai găsim pe aceste clădiri sovietice din anii 50-60 elemente sovietice de arhitectură. Stele, diferite chestii de astea staliniste care au și ele un amint public care se interesează de ele, doar că ele trebuie studiate. Brandul Unghenilor însă ca atracție turistică totuși, după părerea mea, trebuie să fie sculpturile. 80 de sculpturi originale, moderne, realizate de unii dintre cei mai buni sculptori contemporani din Republica Moldova și ceva de peste hotare. Vorbiți cu atâta dragoste despre Ungheni. Spuneți-ne, ce înseamnă pentru dumneavoastră Ungheniu? Ungheniu pentru mine este tot. Că Ungheniu este tot, este orașul care mi-a permis să mă afirm. Eu cred că, bine, dacă nu era Ungheniu, poate eram în altă parte și făceam pentru o cealaltă localitate, dar pentru mine și această înscris a numelui Ungheni are un caracter, așa să spunem, câteodată magic. Ungheni ceva special, ceva deosebit. Mi se pare că nicio localitate nu are un nume atât de frumos cum are Ungheniu. Pentru că îl asociez cu trecutul, că vine de acolo, din acel document vechi de la Ștefan cel Mare, o denumire foarte veche, una dintre cele mai vechi denumiri românești din spațiul românesc. Avem Ungheni în Țara Românească, avem Ungheni în Transilvania, avem Ungheni în Moldova din Nord, pe la Suceava pe acolo, și avem Ungheniul nostru aici. Deci era o localitate, un nume răspândit, un nume tradițional românesc. Vă mulțumim, domnul Iucal, pentru această minunată lecție de istorie. Dragi ascultători, noi vă reamintim că astăzi am discutat cu Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni. Și în toate cele 6 serii ale podcastului 560 am vorbit cu oamenii care inspiră. Ne reauzim!